Odată cu trecerea la sezonul rece, din dorința de a mai adăuga câteva grade la temperatura din locuințe, mulți români apelează la aparate de încălzit electrice care pot provoca adevărate tragedii. La nivel național, unul din șase incendii are drept cauză instalația electrică defectă sau improvizată. Verificarea periodică a instalațiilor electrice numai de către personalul autorizat poate preveni producerea de incendii. Din păcate, inventivitatea unora duce la tragedii, fie că vorbim de decese cauzate de reșouri improvizate, fie de intoxicații în urma unor incendii provocate de scurt circuite la instalația electrică supraîncărcată. Da, dar își plătesc mult ca acum le convine cu ele. Plătesc de să stinge. Nu-ți convine caloriferul acum. Iar pot ajunge la incendii. Păi așa e, că lași în priză, te trezești în flăcări. Asta e. Impresie proastă. Pentru că alea ne duc la nenorociri. Și pe noi, și pe apropiații noștri. Deci considerați că oamenii ar trebui să aibă mai multă grijă? Bineînțeles. În primul rând, cea mai mare grijă trebuie să o aibă. Așadar, aspecte cărora nu le acordăm prea mare importanță pot duce la incendii cu urmări catastrofale, frecvent cu urmări ireparabile atunci când este vorba despre sănătatea și viața oamenilor. O abordare preventivă bazată pe informare prin identificarea din timp a potențialelor cauze de producere a unor tragedii și eliminarea acestora ne pot feri de pericole. Provoacă adevărate tragedii, ați văzut incendii. Provoacă, sunt și e și concurentul. Nu folosesc că e concurentul. E foarte greu cu așa ceva. Dar n-are omul ce să se facă. Are copii mici și trebuie să-i încălzească. Noi ăștia mai stăm cum o mai sta, cu pături pe noi, cum o sta. Dar cu copiii mici e foarte greu. Și e periculoasă. Eu știu de când eram tânăr și aveam copii mai. Ăștia sunt foarte periculoase. Dacă nu. Dar e scump și n-ai... Considerați că ar trebui să fie mai atenți, poate? Acum nu mai știm dacă sunt mai atenți, că sunt oameni foarte năcăjiți și nu mai judecă nici creierul, mă, doamnă. Nu mai judecă creierul, că te gândești la toate treburile ăștia și devii așa de nu mai știi de tine. Alimentarea aparatelor de încălzit prin instalații subdimensionate sau improvizate implică riscuri majore de producere a unor incendii, urmări extrem de grave asupra vieții sau bunurilor oamenilor. Aceleași urmări le poate avea și utilizarea unor receptoare electrice neomologate sau care prezintă deficiențe funcționale.